S-au primit și în seara aceasta cadouri în casa Mireasa. Am văzut la Vlad și Cătălina că au avut o punguță cu cadouri și au avut poze pe care le-au luat, le-au analizat pe fiecare în parte, s-au bucurat foarte tare de ele. Au avut și o scrisoare pe care au citit-o, bineînțeles. La fel, Diana și Dani au avut scrisori, au avut două cutii cu cadouri și se bucura Dani că a primit un pachet, cred că cel puțin unul dintre ele era de acasă, pentru că ceruse Dani de la tatălui să-i trimită un prelungitor pentru aparatul de țânțar, să-l bage în cameră la Diana și se bucura acum că l-a primit. Și că i l-a trimis, cred că avea acolo și aparat de țânțar și pastile, aveau foarte multe cadouri cei doi. Cei patru erau pe canapea și Maria cu Antonio se tachinau. Îi spunea Maria lui Antonio că acum câteva zile a primit un aranjament floral pe care trebuia să îl ofere lui, dar nu i l-a mai dat, n-a mai ajuns la el. Antonio întreba, erau frumoase, erau la ghiveș, cum erau? Da, îi spunea Antonio, oricum, acum nu le mai vreau dacă nu mi le-ai dat. Nu se supărase, bineînțeles. Maria a zis, oricum nu ți le dăteam, că nu le meriți, i-a spus. Și a râs Antonio, a râs și Irina, au râs fetele. A primit în seara aceasta și Maria flori și un bilețel. Antonio are și el o punguță cu produse și o scrisoare pe care am văzut că a citit-o și Anemona. Sabrina și Dima au primit scrisoare și la fel au analizat-o foarte bine, au râs, au povestit împreună și s-au bucurat că le-a scris cei de acasă.